Iată-ne din nou în fața unui eveniment a cărui unicitate copleșește în fiecare an la oaltă elevi, dascăl și părinți. Ziua absolventului. Ne reîntâlnim conform tradiției, nefericit întrerupte în ultimii ani, în mezul emblematic al Vaslui, sub chipul negurat de vreme al Marelui Ștefan, pentru a marca, așa cum se cuvine, acest moment aflat sub semnul adolescenței și al speranței. Bucuria și tristețea unui final se îngemânează cu privirile pline de azurul zilei de mâine, prima zi a unui drum, cel al împlinirii al experienței de viață. Sărbătoarea acestei zile este de bună seamă nu numai a voastră, dragi absolvenți, ci și a tuturor celor care v-au fost alături în toți acești ani, dascăl și părinți, cu grija și zbaterea lor pentru voi și pentru devenirea voastră. Să nu pregetați în a le dărui întotdeauna gândul vostru încărcat de iubire și recunoștință. Atingerea lor s-a dorit a fi în fiecare clipă aripă protectoară într-o știință de carte, educație aleasă și zidire temenică și cu folos. Sunteți copiii noștri, ne-ați făcut mândri și știm că veți reinventa mândria de mâine cu forța, cu credința și cu speranța voastră de a izbândi. Luați-vă visurile în mâini și reușita va fi a voastră. Viitorul va aparține, căci ați luat cu voi din trecut tot ce a fost mai bun, valoare, bun simț și tăria modelelor. În final, vă spun doar atât, să credeți în voi și în forțele voastre. Vă voi aștepta mereu, cu aceeași bucurie, să reveniți la Vaslui, orașul în care v-ați născut și v-ați format. 25 mai 2022. Cu aleasă mândrie și respect, primarul municipiului Vaslui. Felicitări încă o dată! Vă mulțumesc! Cadre didactice, dragi elevi și părinți, onorată audiență. Mă bucur și mă simt onorat că mă aflu astăzi alături de voi, într-o zi în care absolvenții de liceu din municipiul Vaslui fac un pas către viitor. Acum 30 de ani, când am terminat liceul Ștefan Procopiu, nu am avut parte de o astfel de manifestare. Voi sunteți fericiți pentru că autoritățile participă și împreună cu inspectoratul școlar vă organizează un astfel de eveniment. Vreau să vă urez mult succes în viitor, să nu vă uitați niciodată dascălii care au făcut eforturi să vă pregătească, să nu uitați niciodată că sunteți vaslueni, să dați dovadă și să arătați tuturor că la Vaslui au fost pregătiți tineri de nădejde. În final, vreau să vă cer să-i aplaudăm pe toți profesorii datorită cărora suntem aici. Vă mulțumesc! Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui. Sunt foarte încurcat pentru că nu știu ce ordine de prioritate să adopt pentru a mă adresa celor prezenți în această piață, așa că voi trece peste formulele tradiționale de adresare și am să încerc să vă spun câteva cuvinte la care m-am gândit de aseară, de când primarul municipiului Vaslui, căruia îi mulțumesc pentru invitație,
m-a solicitat să fiu și eu prezent la momentul acesta. Și m-am gândit atunci cu ce poate fi asemănată, ce imagine simbolică poate fi folosită pentru a descrie momentul acesta. Mi-a venit în minte o imagine simplă a unui grup de pui care au trecut prin toate etapele creșterii lor și au ajuns acum în momentul în care trebuie să-și ia zborul. Acesta este momentul, dragi elevi, în care voi va trebui să vă luați zborul. Ați crescut într-un mediu, aș zice eu, plin de artificialitate, înconjurați de părinți, de bunici, de prieteni, de cunoștințe, de autorități care se ocupă de treburile publice și ați avut o întâlnire mai mult sau mai puțin importantă cu realitatea vieții de zi cu zi. De data aceasta, cursul vieții voastre se va schimba. Vă veți lua zborul. Un zbor care va dura necontenit până la sfârșitul vieții voastre. Și nu e un zbor ușor. Va trebui să treceți prin multe situații, va trebui să înfruntați nenumărate obstacole și niciunii dintre cei care v-au înconjurat cu căldură nu vă pot prescrie o linie dreaptă a cursului vieții voastre. Voi va trebui să faceți lucrul acesta. Și de aceea trebuie să vă gândiți că pe parcursul acestui zbor mai întâi trebuie să mergeți pe direcția bună. Dar sunt mulți care merg pe direcția bună și pe sensul prost. Încercați să găsiți sensul bun. Ca să găsiți sensul bun sunt câteva lucruri pe care trebuie să le faceți. În primul rând, dacă e posibil, nu trebuie să ne se urce la cap. Cam cu asta trebuie să ducem cea mai importantă luptă noi. După aceea trebuie să încercăm să învățăm, să nu credem până la sfârșitul vieții noastre că știm totul. Mai bine să învățăm, pentru că vom fi scutiți de multe neplăceri. După aceea să avem țeluri, scopuri și să le urmărim, pentru că niciun individ uman nu își împlinește viața sa dacă nu are scopuri în viață. Și poate lucrul cel mai important, să aveți o scară de valori în care binele, și nu numai binele personal, ci și binele celorlalți, să fie valoarea centrală. Dacă veți face lucrurile acestea, nu pot să vă garantez că veți avea un zbor lin, dar cu siguranță veți fi niște oameni împliniți și eu îmi voi încheia aici cele câteva cuvinte pe care am vrut să vi le spun, dorindu-vă tuturor să aveți un pic de noroc și mult succes! Școlar județean Vaslui, o invit acum în fața voastră pe doamna profesoară Mustața Elena, inspector școlar general. Am așternut pe hârtie câteva cuvinte spuse din suflet și doresc să le împărtășesc cu dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Finalizarea liceului este un moment de bucurie, de împlinire și de mândrie. Atât pentru voi, cât și pentru părinți, dar în special pentru noi profesorii, care am sădit în fiecare dintre voi bucățele mai mici sau mai mari, atât cât ne-ați permis din noi înșine. Școala nu v-a deschis doar porțile către educație, ci și pe cele ale minții, către colegi, către profesori, către idei. Școala v-a deschis și porțile sufletului, pentru admirație, regret, iubire, datorie și răsplată. Ați primit ca moștenire poziția verticală, mândria și cutezanța, puterea de a gândi și de a acționa în numele vostru.
veți întâlni oameni pe care îi veți uita. Veți uita oameni cu care v-ați întâlnit. Dar niciodată să nu uitați prietenii, profesorii și colegii. Emoțiile puternice de care ați avut parte de la început de drum, când speriați, intrați pe porțile liceului, acel necunoscut ce vă strecura în suflet stranul fior pe care abia acum îl înțelegeți cu adevărat, le simțiți intens acum, din nou, în inimile voastre pline de vitalitate. Chiar dacă în curând vă luați zborul, urmându-vă drumul în formarea voastră, nu uitați că pe lângă aripi aveți și rădăcini. Anii de liceu vor fi doar o amintire plăcută și utilă în viață. Voi sunteți viitorul și ați putea schimba multe în bine prin faptele și ideile voastre. Vă dorim să fiți puternici în lumea dezlănțuită, să înfruntați cu același curaj furtunile și să arătați lumii întregi că sunteți construiți pentru a fi cei mai buni. Avem încredere în voi și știm că veți reuși în tot ceea ce v-ați propus. Drum bun în lunga calea vieții voastre, pe parcursul care vă puteți spune că v-ați atins toate obiectivele și v-ați împlinit toate așteptările. În încheiere, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am avut împreună în acești 4 ani de liceu, elevi, părinți și profesori, și rugăm pe Dumnezeu să vă lumineze mintea și sufletul în tot ce va urma. Doamne ajută! Mulțumesc! Este o onoare și o bucurie să mă aflu acum, aici, alături de șefii de promoții, ai celelalte licee și să sărbătorim din nou împreună ziua absolventului. Nu a fost ușor, dar faptul că ne apelăm cu toții aici în Rove, ne face pe toți îngrijorători. Vă doresc să trăiți experiențe care să vă fortifice, să întâlniți oameni care să vă provoace și să fiți sănătoși ca să vă faceți tot ce este pe listă, lista voastră de bifat. Succes la bacalaureat și la ce urmează! Acum absolvenții clasei a 12-a vor prinde rădăcini în pământ nou. Este un moment cu o puternică încărcătură emoțională, atât pentru ei, cât și pentru mine, deoarece postaza într-un acord în care mă aflu, mă obligă să duc mai departe tot ce a credit colega mea, Sandu Daniela, în acești 4 ani de liceu. Sunt convinsă că voi duce la bun sfârșit această misiune, deoarece am în preajma mea oameni de calitate, profesori desăvârșiți. Cheia succesului reprezintă pentru mine o cheie cu care se deschid alte file ale cunoașterii, ale învățăturii și sunt mândră că pot fi eu mesagerul tuturor elevilor meritoși. Dragi colegi, nu pot decât să vă urez să aveți un start bun în următoarea etapă a vieții voastre, indiferent de drumul pe care alegeți să-l parcurgeți. V-aș ruga acum, în final, să nu uitați niciodată școala noastră, Liceul Tehnologic Ion Micu, care v-a fost a doua casă, locul unde ați râs și ați plâns, unde ați legat prietenii și să vă întorceți de fiecare dată cu recunoștința la profesorii care timp de 4 ani v-au călăuzit pașii spre devenirea voastră. Mulțumesc! Bravo! Dați-mi voie să-mi vin la microfon pe doamna director Pavel Ramona, Liceul cu program sportiv Vaslui. Bună ziua tuturor! Bună ziua, dragi absolvenți ai școlii Vasluiene! Astăzi este despre voi. Este despre timpul petrecut în liceu, despre muncă, dar mai ales despre reușită. Cred că ați observat cu toții, da, cetățeni care v-au apreciat, aplaudat și chiar filmat. Astăzi este despre voi. Dragi absolvenți ai liceului cu program sportiv,
felicitări pentru toate rezultatele frumoase obținute pe plan sportiv, școlar, dar mai ales pentru perseverența și implicarea de care ați dat dovadă în tot acest timp. Sunt mândră de voi. Sunteți niște tineri frumoși. Mă umple de fericire să văd că am crescut niște tineri empatici și cu foarte mult bun simț. Îmi doresc să vă maturizați frumos, să fiți buni cu voi și cu cei din jurul vostru. Și cel mai important, să nu lăsați timpul să treacă fără rost. Să învățați, că așa o să vă asigurați reușita. Din orice și de la oricine, să țintiți cât mai sus, să visați și să vă împliniți visele. Îmi doresc să fiți sănătoși și felicitări și mult succes! Bună ziua, dragi colegi și părinți, stimați profesori și onorabili invitați! În primul rând vreau să-i felicit pe toți absolvenții prezenți astăzi, pentru că își reprezintă cu mândrie liceul, așa cum o fac și eu. Felicitări! Despre experiența de liceu pot spune că a fost foarte încărcată și nu o pot rezuma în totalitate în câteva cuvinte, însă un lucru la care mă gândesc mereu este dezvoltarea în paralel a relațiilor sociale și activităților academice, două lucruri total diferite care te pot descrie într-o oarecare măsură ce fel de persoană ești. Privind în spate la cei 4 ani petrecuți în banca unei sări de clasă, sunt foarte mândru de ce am realizat și sper că și voi sunteți, pentru că e foarte important să vă recunoașteți propriile merite. Deoarece cu ajutorul acestui principiu am reușit să trec peste încercările grele și să-mi cunosc adevărata valoare. Indiferent de cât de bine ați învățat sau cât de mult v-ați dat interesul, sunt convins că fiecare dintre voi are o realizare de care își amintește cu drag, care pentru alții poate părea neînsemnată, însă eu consider că este suficientă pentru a te ambiționa să progresezi. Atitudinea este un factor decisiv în reușita ca elev, student, angajat, lider și ca persoană în general, iar aceasta împreună cu munca și dedicarea îți dau posibilitatea să setezi propriile limite pe care să le și întreci în permanență. Prin toate aceste lucruri vreau să spun că noi ne stabilim propriile reguli referitoare la cum vrem să evoluăm, iar maturizarea reprezintă conștientizarea acestui fapt și luarea unei decizii în privința ce ne dorim cu adevărat să facem. Într-o altă ordine de idei, putem fi cu toții de acord că partea academică poate deveni obositoare, așa că e normal să simțim nevoia să ne detașăm din când în când. Mă consider norocos că am avut parte de un colectiv de oameni în jurul meu de care să mă pot apropia cu ușurință. Mă bucur că în toată această experiență am avut alături pe colegii mei cu care am păstrat în permanență o relație strânsă, indiferent că e vorba de persoane cu care nu am schimbat multe cuvinte sau de cei mai buni prieteni ai mei. Au fost multe zile în care veneam la școală doar pentru această mână de oameni cu care am creat o mulțime de amintiri plăcute și mai puțin plăcute și le sunt recunoscător atât celor ce m-au ajutat, cât și celor care m-au făcut să am mai multă încredere în mine. O mare parte din merit pentru tot ce am realizat la cadrele didactice, așadar consider importantă recunoașterea efortului depus pentru succesul elevilor, în special al celor care nu s-au limitat la materia din programă și au fost atenți la cererile noastre. Dedicarea lor de a încheia cu succes orele de curs chiar și în vremuri încercate de pandemie, fiind nevoit să lucreze în condiții neobișnuite pentru ei, este de admirat, așa că în numele clasei mele vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi. Viva!